unele organizații și mișcări unioniste finanțate din România. Constituția României și Constituția Republicii Moldova prevede foarte clar că toate partidele și organizațiile care pledează pentru lichidarea statalității țării sunt ilegale, sunt în afara legii. În Constituția României este articolul 40, în Constituția Republicii Moldova este articolul 41. În România, în anul 2007, Asociația Moldovenilor, care pleda pentru întoarcerea unei părți a teritoriului României către Moldova istorică, în 2007 această asociație este interzisă prin lege la Iași, iar conducătorii aceștia sunt închiși în închisoare. În Moldova, unde sunt aceleași prevederi constituționale, cei care pledează pentru lichidarea statalității Republicii Moldova defilează cu drapelele unioniste și deschis cer lichidarea Moldovei în principalele clădiri din centrul Chișinăului.